Wow, să mă fie rușine, doamnă, să cât mă au, nu vă supărați, cât au costat tocurile alea? E din salariul de bugetar, da? Nu? Sunt măcar 2-3 salarii medii? Ia uitați-vă la ea! Uitați-vă la ea de unde se duc banii publici! Ia uitați-vă! De așa arată un susținător de Ciorbița. Da? Așa arată o doamnă care suge bani de la bugetul de stat. Uitați-vă pe ce bagă bani, nu-i bagă în cărți. Aia muncă, știe doar să pună pe altul. Da? Dar nu am atins-o. Da? Deci, doamnă, dați banii pe cărți, nu pe tocuri și pe coafuri, doamnă. Ia uitați cum arată bugetare care dau banii pe tocuri și pe coafuri, nu pe cărți. Că ei n-au nevoie de cărți, ei se angajează pe pile și pe relații, pe telefoane, la râde. Râzi degeaba cu coană, că nu scăpați. Râzi, dar nu e râsător, mă. Marș la spălat WC-uri, că aia știi să faceți. Uitați-vă unde se duc banii de la buget. În ochelari, în coafură, în vârstea și în tocuri. Cât ați dat, doamnă, pe tocurile alea? Ați dat 2-3 salarii medii pe economie? Ia spuneți. Ați venit la parada modei sau la școala de vară? Unde sunteți aici? Voi nu vă trebuie cărți. Voi nu aveți nevoie de cărți, așa e? Voi vă angajați pe pile, pe relații vă angajați, voi pe telefon de la partid. Voi nu aveți nevoie de școală. Nu vă interesează cartea pe voi. Voi nu știți decât drumul la coafor. Atât știți. La coafor și la vilă. Da? Să mor tu. Ia spune, câte masterate ai? Câte masterate ai și câte sunt luate pe bune? Ca să, așa și Eba are doctorat. Bugetarii României, care bagă bani în tocuri și în coafuri. Dar nu pot să scoată două cuvinte. Nu pot scoate două cuvinte. Toți banii îi investesc în coafură și în tocuri și în vopsele. Că pentru ele asta contează, să le remarce șefii. Nu să ia concursuri pe bune, că alea sunt șmenuite, sunt aranjate. Rușine! Da? Rușine! Băgați banii în carte, nu în coafură și în șmecherii. Sunt plecați în străinătate pentru... Doamnă, în primul rând, nu mai puneți mâna, doamnă. Nu mai puneți mâna, în primul rând. Da? Lăsați mâinile jos. Da? Nu mai gesticulați. Deci, în primul rând, nu mai gesticulați. Da? Și după aia puteți să vorbiți. Nu ne urați nimica. Mai bine scăpați de hoții care vă conduc. Scăpați de hoții care vă conduc. Nu-i mai votați în funcție, că voi i-ați votat. Nu, noi am votat. Da? Da? Dar întâi i-ați făcut voi! Întâi, nu! Din 18 milioane v-au votat 3 milioane! 3 milioane, nu o țară! Nu o țară! Țara nu vă vrea! Țara vă scuipă! Țara vă înjură! Țara vă urăște! Nu vă vrea! Nu mai trăiți! Da? Da! Da, suntem 18 milioane! Voi sunteți 3 milioane! Restul nu vă vor! Restul vă urăsc! Restul vă scuipă! Da? Mergeți voi acasă, că ați venit degeaba aici! Ce școală e asta unde învățați de la niște infractori, de la niște penali, de la niște analfabeți? Ce puteți voi să învățați de la o analfabetă? Ce vă învață pe voi analfabeții? Păi dacă te uiți la ea și o vezi că nu poate să vorbească. Nu meritați nimic, băi! Nimic nu meritați! Vreau să filmez o hoață, o excroacă, da? Dar voi cum furați, mă, hoaților? Că toate sunteți, toate aveți contracte, aveți, lucrați la stat, da? Da, și? Țineți în spate niște hoți ordinari, da? Țineți în spate hoții și penalii și infractorii. Nu ți-e mai rușine cu analfabeta aia că nu știi să vorbească? Cum te poate reprezenta una care nu știe să vorbească? Da? Nu mai jignit. Dacă îmi fur banii din buzunar, atunci mă jignești? Când îmi fur banii din buzunar, atunci mă jignești, mă? Zi! Nu ți-e rușine? Nesimțitele pământului că vă scuipă toți, vă înjură toți nenorociților. Firați-ai dracu să fiți. Pe tine te fac. Pentru că sunteți cu toții. Da, sunteți toți hoți. Toți sunteți niște hoți. Și trăiți din banii statului. Asta faceți! O avem aici pe motostivuitoarea. O doamnă care nu știe ce e școala, dar știe ce e coaforul. Ia uitați-o! Nu e rușine, umblă cu nesimțire și fură bani de la oameni. Zdrențele dracului! Hoți ordinari! Scârbe nenorocite! Rațai dracu cu PSD-ul vostru! Jadre!
scârbe ordinare, vă îmbrăcați, vă îmbrăcați în... picioare pe cumplifer-ul de la motocicluitor. Vă îmbrăcați în haine naționale, vă pișați pe ele de nesimțiște sunteți. Vă pișați pe diaspora jigodiilor. Analfabeta! 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 Știți câte, câte litere are alfabetul românesc? La școală, nu la coaforbe! La școală, mergeți la școală! Ia uite-le, numai la coafor se duc toate! Da? Mai mergeți, bă, la școală, la bibliotecă, puneți mâna și citiți! Da? Uitați-vă la voi că toată lumea vă înjură! Ia uite-le! A, uite, uite hoții României! Râd ca proastele, băi, mergeți, bă, la școală, nu mai râdeți ca proastele, că vă scui pe lumea pe stradă! Ce te uiți așa? A, uite așa, vorbesc cu hoții! Așa merită hoții să fie scuipați în public! Da? Sunteți hoți, că toți sunteți înșurubați la bugetul statului! Toți! Lucrați vreunul la privat, mă? Toate lucrați la stat! Toate lucrați la stat, niciunul la privat! Să mor tu! Să mor tu că lucrezi la asigurări! Să mor tu! Așa și? Da? Și votezi un alfabet acolo și un penal! La școală, nu la coafor, bă! Mergeți la școală, puneți mâna și citiți! Că a ajuns analfabeții să conducă țara! Grâți ca proasta! Pune mâna pe școală, pe carte, pe abecedar! Da, cu tineri vorbesc! Da? Și la ce-ți folosesc dacă vii, dacă vii să asculti o analfabetă? La ce-ți folosesc două facultăți? Puteai să ai și 10, că nu te ajută la nimic! Ia spuneți, doamnă! Vrei să spuneți ceva sau nu vă găsiți cuvintele? Căutați-vă cuvintele, doamnă! Pentru că stați să vă conducă o analfabetă! Păi a văzut toată țara! Toată țara a văzut cum, câte gafe face! Haideți, doamnă, lăsați-mă cu textele, cu sloganurile! Lăsați, doamnă, că femeia aia nu există un discurs în care să nu se împiedice, în care să nu facă gafe. Da? Păi vorbesc cu dumneavoastră care mergeți să ascultați o analfabetă. Nu mai faceți pe culta, că degeaba sunteți culte în cap. Dacă vă conduc analfabeții, degeaba sunteți. Democrația este aia în care puteți voi să furați. Da? Aia e democrație. Lăsați că urât este pentru cei care fură banii țării. Care își bat joc de contracte publice, aia, pentru aia este urât. Nu ca niște oameni strigă de disperare. La școală mergeți voi cu analfabeta voastră și cu infractorii voștri. Ia uite-le, oameni care nu știu drumul la bibliotecă decât la coafor. Uitați-vă la ele, că au două kile de machiaj. Două kile de machiaj au pe ele, uitați-vă la ele.